Salut, mașacalori, ce faceți? Astăzi o să stăm 24 de ori la cele mai proaste hoteluri. Dacă se fac 30.000 de like-uri la episodul ăsta, o să stăm și în cele mai bune hoteluri. Acum sunt în cele mai proaste, așa că nu uitați, vă abonați, dați un like. Hai să vedem care sunt cele mai proaste hoteluri. Primul hotel este pe aici. Am încercat să-i sun, mi-o închis direct și după mi-a trimis mesajul ăsta. Hello, check the instruction are done by WhatsApp and you need to send US ID card photo reservation number is right in our condition only WhatsApp. Deci au pe asta. Zici că suntem în Egipt aici cu de-astea. Bă, sigur n-ai greșit că... Pare... Deci pe vremea lui Sarin, asta-n pușca mea, blocuri de-astea comuniste. Aici au fost bătălia de la Rovine, trebuie cu familia mea, dacă nu. Primul hotel a costat 40 de lei pe noapte, da? Nu există mai ieftin decât atât. Avem 3,7. Prost, veri? Adică nu ok sau așa, gen. Deci chiar scrie prost. Băi, este pe roșu tot, deci este prost rău de tot. Vezi la câți 46 de comentarii, adică... 46 de oameni. Chiar 46 de oameni diferiți erau satei. Avem așa, da? Pe categorii. Confort, foarte prost. Curățenie, foarte prost. Facilități, foarte prost. Gazdă, foarte proastă. Locație, extraordinar de proastă. Și la port calitate preț, este zis foarte proastă. În schimb, Wi-Fi-ul este bun, cică. Ia uite, bă, televizor spart. What the fuck, chiar era spart, bă. Nu mi-a plăcut nimic. Proprietarul a mai închiriat camera alte persoane și mi-a căutat altă cazare. Oare mai e cineva înăuntru? Pe cuvântul meu, oare mai e cineva înăuntru? De la recorder, ești prea zis. Bă, de la recorder, bă, dar să-mi iau o bâtă cu noi. Yeah. Și nota 1 din nou. Nu am primit cheia, nu am avut parte de cazare. Vreau bani înapoi. Zic că... Și dacă le schimb? Dar dacă te ajungi acum mai dar de... Cred că îți dai seama. Bagă la asta, bă. Ia, a, bă, nu am. Hai că intrăm, hai că intrăm. Mamă, ce fără. Mă umbere, 96 de apartamente. Băi, băi, de ăsta îmi dacă se întâmplă ceva și plătiți pe toate. Tu îți dai seama, bă, cu oameni trebuie să-și pună la când ăsta, bă? Să-și pună gratis. Salut! Ăsta e back room. Salut! Salut! Băi, ăsta e actor plătit, nu mai ridic. Băi, de ce este mult ăla? Hai să vedem unde am venit. Vezi, mai întâi dacă cineva nu. Deci dacă am scăpat o torpilă de asta, zic eu că nu mai mișcă nimic. Bă, dacă are bulină roșie vlogul ăsta? Ba da, ba da, are. Și are? Are? What the fuck, veri? Nu, veri, eu nu stau aici. Haide, bă, dă-mi și față. Închide veri ușa. Ți-l rupe dacă mă arăt? Ușor sau? Hai, fă testul. Bă, prostule, ești prost. E așa să de... Așa l-am prins. Bă, m-am așezat în papă dacă făceam așa. Deci, moment adevăr. Ștept deschide. Cred că nu-i nimic. Hai de cap. Ale gândac de jos? Bă, deci, dacă ziți în oglinda asta, apare Bloody Mary. Mamă, am zis că mor. Au, uite, pe Bloody Mary aici. Bă, și știi că de obicei în ultima cameră. Ai grijă. Poate cade draperia cu totul, ai grijă. Cine să devață ascunsele? Deci ăsta mi-a pus treaga aici, pe cuvântul meu de-o. Dacă am venit, am văzut, mi-a plăcut, am plecat. Tu vezi ăsta cum e prins de bec, veri? Adică ăsta trebuia să fie în pistă, ăsta e prins de bec. Uite, chiar vă se prins de bec. Doamne ferește, dacă se încinge, arde asta cu tot. Cu o mică presiune, este bocnă. Zice mai că vrei să faci un duș și te așezi cu picioarele goale acolo? Bă, deci aici au avut... Uite ce murdare! Locul crimei! Locul crimei! Locul crimei! Se moră dacă nu... Bă, chiar e spartele, pe aici la cinci, doamne iartă-mă, mă uit în pușca mea. Bă, nu se poate, nu se poate să fie televizor. De ce să zici că suntem în casa bântuită, Bloody Mary? Veni să vă arăt ceva. Dacă vrei să-mi cui ușa, o încui cât vrei, cât degeaba. Haideți să vedeți primul niște aștept vin un cam. Hai că nu se rupă asta, da. Ia uite-te acolo cu noi, veri. Uite-te acolo. Mau, nu există. E, uite și la, la fiecare etaj. Ia uite, ai gratuși de gunoi. Asta sper că nu este sânge. Nu știu ce, dar sper că nu. Doamne ferește. Știi ce? Te duci să-ți faci ceva de mâncare? Ai în bucătărie. Uai, uite, deci mi-e și frică să ating, trească familia mea, veri. Bă, Ștefa, e risiriș, prost. Uite, bă, Ștefa, îți faci cafea aici, n-ai tu pe eu. Bă, am plătit bani pentru asta. Bă, am plătit bani, dai bani. Da, să-i pun picioare, uite ceva bizar de fără. Bă, tu l-ai am închis-o, veri. Doamne, asta e puțin puțin de așa tare. Deci, dar chiar te întreb ceva, cum se poate ceva în apartamentul ăsta? Deci fiți atenți ce avem aici, că am luat special. Avem lanterne UV, veri. Ce vergi, veri. Hai de capul meu. Uite aici. Băi, zici că din filmele horror, bă, uite-l pe aici, mulți. Uite-l acolo. Hai de capul meu. Ia, înăuntru. Ștef, vino să te uiți. E fosforesc ce, veri. Uite-l aici, ăla. În caz de vrei să... A prins pe aici. Nu, uite-te aici, mizerie. Uite-te-o leacă aici, așa. Ia uite-l. Ia uite-l. Doamne. Bra, are scor 1. Gen, are numai recenzii de 1. Ce era scur de recenzii de 1? Numai recenzii de 1. Ia uite asta cum cade aici. Băi, fraților, nu uitați să vă abonați. Sincer, să lăsați un like pentru că e nebunie. De ce? Deci noi și plecăm cu ciuperci. 40 de lei, fraților.
Cam asta e. Scrieți voi în comentarii dacă ați avea tupeu să stați aici. Da, pe bune, ziceți în comentarii dacă ați sta aici. Uite, dacă vă dau 1000 de euro, ați sta o noapte aici? Am ajuns la cel de-al doilea hotel și ne aflăm într-o suburbie, am putea spune, pentru că chiar așa este aici. Eu zic că-s făcut la mișto, dar nu, chiar așa, ești pe bune, gen, ești pierdut. Bă, să ne ziceți în comentarii, după ce vă uitați la tot clipul, care mi s-a părut cel mai prost. Acum, acum o să citim câteva recenzii înainte să intrăm. 305 comentarii? Bă, mult. Bă, dacă... Înseamnă că e ok. Și ăsta, confort în jos, curățenie în jos, facilități în jos. În rest, locațică bună. Deci Adriana spune. Slab. Mizeria din cameră. Spațiul de sub paturi fiind destul de mare, se vede stratul generos de praf depus în timp. Nu era praf care se așezea de la o săptămână în alta, ci din acela depus în timp. Știam că nimeni nu face curat acolo. 2. Am stat în mai multe hosteluri și chiar pot spune că aici a fost ceva rău. Adriana, eu sper că te înșeli amar. Sper că minți. Arica, da. Ia poză de aici, mere. Uite de la poza asta. Bă, oricum, nu cred că poate și mai rău față de cea. Nicio, nu cred. Camera ușii pare că a fost parte de câteva ori. Băi, este vechi și murdară, pereții camerei sunt murdari. Uai, de cap. Hai mă, cu doamne asta. Dar nu, camera e de două persoane, nu trebuie. Da, nu, dar nu stă cu noi. Doar aducem asta și... Ok, ok. Așa, asta e camera. Aveți prosoape. Wi-Fi e acolo pe chestia aia. Ok. Bine. Mersi, mă. Salut, dacă aveți nevoie ceva, întrebați pe tine pe la bar. Eu mai stau pe aici, dar nu știu. Da. Da, ok. Să începem. Da. Păi, este mult mai bine, clar. Deci, dacă e la cine raportăm, ăsta e lux față de ce am avut. Ia, hai să vedem aici priveliște. A, direct cu antena. Și o minunată grădină. Deci, dacă era cu verișor. Ia uite. În patul ăsta mai am tu pe o să mă așez, sincer. Uite, dacă ești la mare, știi, și ești cu mai mult, stai, știi? Așa să vii tu cu gagicât aici, Hello. Nu cred că vivezi. Dar nici singur n-aș ieși. Da, bă, nu. Măcar proprietarul era de treabă. Ia uite, bă, să trească familia. A, păi am și o întrebare. Dacă aici se află un aer condiționat, unde îl bagi în priză? Da, deci e așa. Stai să te joci. Deci nu știu care zis în review că să spart ușa, nu am dreptate. Nu joacă pește, știi de unde? De pe fușa cu codul snigă și la străduce. Că merge și la produsele? Deja reduse. Deja reduse. Sincer, pentru 40 de lei? Soflos. Bă, astea mi se par gel, chiar mi se par soflos. Ia uite. Bă, nu știu veți la tine, nu știu veți la tine, nu știu veți la tine, nu știu. Nu, n-am, deși ar fi trebuit. Ia, întrebătorul merge? Am înțeles ăsta, nu merge. Chiar avea dreptate, fiți atenți. Fiți atenți, băi, păr, uite, uite-o, băi, mai fere de păr în pușca mea. Bă, lasă-l, cara. Fiți atenți, l-am aici, dar în șoapte, că mă încurcăm, liniște. Ce hai, deci nu putem să vorbim tare pentru că ia uite la tot. Ce joacă aici? Uite, și cu spațiul ăsta ce faci bine, te duci acolo, mă nu știu, mi-ar fi seama. Bă, tu zici mă să vrei să faci cu baie aici. Ce baie să faci, mă? După filmează, tu zici mă să vrei să faci cu baie aici. Deci gândiți-vă că eu fac pe mine, de la acela hotel, dar n-am avut pe scolă. Dacă eu stau și-mi rost că când ies cu altcuiva de aici, voi nu dați un like. Voi sunt din așa, cu aștept. Și să spun la cinema pe dinți aici. Da, mai e o mică problemă, nu prea știam cum să plecăm de aici, când ne așteaptă băieții acolo la bar și dacă zicem că ne place, parcă ne dă așa o leacă. Ne-am gândit, am zis că ori trebuie să nască prietena lui, ori și-o rupt mama piciorul, ori... Am ajuns la ultimul hotel pe ziua de astăzi. Ultima inspecție și după somn, gata. Ăsta este mai scump ăla, că ce-i drept. O fost 70 de lei persoană. Nu te cred. Este mai scump, dar are scor mai mic decât ăsta dinainte. 5.7 scor, da? Toate în jos, confort, curățenie, facilități. Hai să citim câteva recenzii. Baie la comun, clădiri vechi, gălăgie, miros înțepător, nu m-am putut odihni. O mizerie greu de descris, mirosea îngrozitor, nu recomand. Nu vă cazați aici, raport calitate-preț 0, mai mult de 30 de lei nu fost. Nimic nu mi-a plăcut. Camera 2x2, singură fereastră care dădea un perete de beton și balconul unui apartament. Gălăgie, fără aer, condiționat, fără bai în cameră. Nici aici n-avem bai în cameră. Nu e niciuna naibă la 30 de lei, chiar crezi că e bai în cameră. Bă, la prima aveam, culmea. Da, și ce bai aveai? Că era Jeffrey ăla. Era cameră de Jeffrey Dahmer, bă, să mori de Dahmer. Astea sunt câteva recenzii. Hai cu Doamne ajută, poate ne culcăm aici. Da. Am luat un caz de s-ar putea să stăm, s-ar putea să nu știm ce problemă avem. Am luat așa. Un caz. Bă, vezi că e decent. Rosa frumos, băiatul era de treabă, chiar e ok. Să vedem și în camere acum. S-am luat cameră la etajul 6. La etajul 6. Hai de capul
meu, Beri, cred că trebuie să-i dai cu oaila cât de mică. Oaila de cap, mă, și ce mai scump, bă, 70 de lei. Ce, efectiv, camera asta e o fire de pizza, efectiv, așa, uitați-le acum să fie o, pus chiuvetă, bă, chiuvetă, pus camera. Cum, bă? Ah, deci, dintre toate, bă, nu poți nimic. Da, ăsta arată măcar cel mai omenesc în care poți să dormi, în care n-ai fire de păr, de bărbați sau de altceva. Hai să închidem, că facem inspecția tehnică. O, ce joacă pervers și ăștia de pe Fucho. Ia, dar ia uite a mei. Ia uite, codul Snick 10% reducere. Mergi la brut, deja redus. Ia-ți vedem. Eu nu vreau să întreb ce-i sincer. Deci, deci nu vreau să întreb ce asta. Ia, fete, că astea ați fost fluorescente. Ia uite. Le vezi? Deci așa a fost o ipată aici. Bă, tu vezi alea că... What the fuck? Mamă, crească familia mea. Bă, tu zici mă prinde vechi. Uite, numai cu lanterna de asta. Păi numai cu lanterna le vezi. Uite la de ce se murdare și pătat. Mamă, nu vreau. Ia, la tine. Bă, nu spune că am ales eu pată frăză. Nu, bă, numai meu e mizerabil. Dacă vă vine să credeți, ăsta are notă mai mică decât ăla din dinainte. Mizerii în cameră, Ștef. Ia uite, cameră murdare, miroase a mucegai. Am fost mușcat de pureci. De pureci? Eu, ți-a, deci să pui aici trobe când am zis că am văzut ceva cum o sărit. Bă, am văzut ceva că sunt mișcă. Cel mai prost hotel de asta vreodată, plin de projiții și pureci. Mă! Bă, gândacul, ești prost! Băi, prăjitori! Bine, uite cât a gândacul, ești prost! Bă, hai la baie, hai să inspectăm. Mergem la baie, da? Bă, arată relativ ok, dar n-ai unde, n-ai un WC-ul. Sincer, dacă e așa, se poate încuia? Ia, dă să vedem. Bă, hai că e ok, gen, să-ți fii, să faci un duș aici, e ok. Da, mă, că e relativ ok, nu putem să fim țărani acolo. Asta e baia care arată cea mai multă baie. Sim. Deci asta ce, deci drept. Ar fi să vină cineva să ne închidă acum așa pe balcon. Doamne ferește. Păi ești părăți, păi stai, de ce mor, să se scrie, mă, fac? Deci mi-e deja întrunut pe celul. Deci s-a întâmplat ceva. Hello. Bă, nu știu ce s-a întâmplat. Adică așa mă dimine bubuica, bă, mai simt. Bă, nu știu ce-a fost, dar nu știu ce-a fost, am inspirat. Dar și acum, ia, fii atent. Nu mai, bă, picioare. Bă, dar ce dracu' a fost, e? Bă, am trecut pe aici să-i trebuie în cameră. Nu m-a pe toți trebuie, am crezut că doar eu. Bă, mi-a venit deodată când am respirat. Deci dacă faceți mișto, ziceți, bă, ăștia fac la mișto. E cuvântul meu de om. Dacă faci la mișto, băi, deci... Deci stricate tot părul din cap cu tot cu transpăr dacă faci mișto acum. Deci... Uite, dacă respir mai tare, mor. Cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like. Am postat videoclipul, ratați-l. Ce vedem? Aici? Pa!